La mine nu m-au percheziționat, au fost foarte politicoși din acest punct de vedere. Aveam niște sume minime la mine, care le-am bineînțeles cedat. Mi-au controlat și bagajele, n-au găsit nimic interesant și pe tot timpul discuției am încercat să păstrez un ton foarte relaxat și detașat. Nu m-am opus în niciun fel, nu am reacționat. Ce s-a întâmplat apoi? După aceea, când au constatat că nu aveam asupra mea suma de bani pe care speram să o acapareze, adică salariile colegilor, se pare că era vorba de vreo 10.000 de dolari. Nu mă amintesc exact. Patronul din România a vrut să-mi dea banii inițial și omul s-a răzgândit în ultimul moment și a dat acei bani la altul doi colegi care au venit cu un zbor separat a doua zi. Deci, acești diviști nigerieni n-au mai insistat după ce au văzut că nu am suma respectivă de bani la mine. Și la solicitarea mea, i-am cerut să fie dus ori la ambasadă, ori la hotel. M-au dus cu mașina la hotelul aeroportului, m-au lăsat să cobor și mi-au aruncat bagajele pe fereastră și incidentul s-a terminat. A doua zi au venit reprezentanții firmei, care au fost anunțați de un cetățean nigerian care a ascultat povestea mea la hotel și s-a oferit să mă ajute, fiindcă lucra la o firmă românească de construcții și mi-a dat tot sprijinul.